Bună ziua, prieteni! Am să vă prezint acum sistemul online de organizare a societății civile. Un sistem conceput recent, numit SOS, Sistemul de Organizare Socială, Informații Utile, Preambul SOS. Sistemul de Organizare Socială, am spus, este un sistem de ajutor umanitar și reciproc interuman. Este o extensie a unui sistem mai vechi, Sistemul Popular de Ajutor Umanitar și Reciproc Interuman Dacia Phoenix. Fă click pe titlul de mai sus sau aici, ori pe linkul de mai jos. La video normal că nu aveți unde, dar sub video să existe un link de trimitere la blogul care prezintă același material cu cel care vi-l prezint acum pe video, vi-l prezint cu mesaj vocal. Informații utile. Protecție socială și siguranță prin ajutor reciproc. Motouri. Solidaritate. Toți pentru unul, unul pentru toți. Ajută ca să fii ajutat. Mare atenție că trăim vremurile lui scapă cine poate și vor putea să scape doar cei care reacționează rapid și se organizează foarte bine. Din anul 2015 am lansat un semnal de alarmă online și anume că vine prăpădul peste noi și ca atare trebuie să ne organizăm cât mai repede ca și societate civilă ca să putem să ne ajutăm între noi. Însă cu toate că se vede clar că aveam dreptate și eram un vizionar, da, un vizionar social-economic, nu m-a băgat nimeni în seamă. Vezi aici acțiunea mea din 2015, există un link. Sunt convins că nici acum oamenii nu vor reacționa în sensul bun și vor rămâne în aceeași stare de indolență. Doamne ajută să n-am dreptate și să reacționeze cât mai mulți oameni. Este necesar să fim un număr mare, să ne organizăm ca să putem să trecem cu bine peste vremurile prezente și mai ales peste prăpădul care urmează să vină peste noi. Nu vreau să sperii pe nimeni, însă ținând cont de teoria tendințelor, vedem clar că mergem din rău în mai rău. Suntem cu un război în coasta noastră aici în Ucraina, care oricând, pentru că suntem implicați și noi în NATO, poate să degenereze într-un război mondial, în al treilea război mondial, în care să fim implicați, război care în final să se termine cu lovituri nucleare și de o parte și de alta și cu exterminarea populației, cu a șasea extincție în masă. Doamne ferește! Încerc însă totuși să trezesc conștiința colectivă din starea de somnolență atât de periculoasă pentru noi toți. Dacă privim numai la ceea ce s-a întâmplat în lumea asta mare în doar ultimii 3 ani și anume la faptul că se merge din rău în mai rău, cum am spus mai sus, conform teoriei tendințelor putem să apreciem fără să greșim că suntem pe tobogan la vale într-o alunecare rapidă spre o mare prăpastie. Altfel spus, suntem deja pe marginea prăpastiei, legați la ochi și ne îndreptăm în mare viteză direct spre hăul care ne așteaptă. Doamne ferește! Citește tot cu atenție până la capăt. Nu este glumă și nici seapă. Este o treabă cât se poate de serioasă. Cu așa ceva nu se poate glumi. Precizez că am să repet de mai multe ori unele pasaje care conțin idei importante din expunere ca să se rețină mai ușor. Trăim vremuri foarte grele, cu prețuri foarte mari la toate produsele, iar oamenii au venituri lunare mici. Sunt și unii care nu se încadrează aici, dar sunt fericiți soartei, protejați. Vor veni peste noi alte vremuri și mai grele. Așa că trebuie să luăm măsuri în situația actuală de criză economică, sanitară, social-politică produsă de războiul din Europa, situație în care prețul a explodat atât la alimente,
și la celelalte produse nealimentare, cât și la gazele naturale și combustibilii lichizi și la energie electrică și termică. Se impune ca noi cei din popor, care avem venituri mici, să ne mobilizăm, să ne organizăm în mod corespunzător ca și societate civilă, așa încât să ne ajutăm între noi ca să supraviețuim sau chiar să trăim mult mai bine. De ce nu? Că merităm. Ne confruntăm cu situații deosebit de grele cauzate de poluarea masivă, efectul de seră, încălzirea globală, schimbările climatice majore cu fenomene meteorologice extreme precum tornade, taifune, cicloane, uragane, ploi torențiale și inundații mari, grindină sau secetă cu temperaturi ridicate și incendii de păduri, ori de cataclisme naturale precum cutremure mari urmate de tsunami sau înnecări de terenul, cum au fost foarte multe în ultima vreme, care toate la un loc produc atât mari distrugeri materiale și pierderi de vieți omenești, cât și mari pierderi în domeniul agricol și alimentar. Ne confruntăm și cu probleme legate de boli generate de stres, de alimente care conțin chimicale sau modificate genetic, de aerul poluat și de apa care nu este potabilă, de poluarea solului cu dejecții organice, de existența gropilor de gunoaie, poluarea solului cu deșeuri chimice și radioactive, de radioactivitatea produsă de multe instalații și aparate, de câmpurile electromagnetice, de antenele 5G și de undele Wi-Fi și de boli precum gripa aviară, pesta porcină, boala vacii nebune, Codex Alimentarius, de produse agricole modificate genetice sau impregnate cu chimicale, ca îngrășăminte chimice, precum azotatul de amoniu, pesticide, erbicide, insecticide, o treabă pentru rozătoare. Apoi a mai fost și COVID-ul ăsta peste noi, milioane de morți, vaccin, morți subite. Este o criză economică, războiul în Ucraina, aici în coasta noastră, criză energetică și social-politică, dezastre sociale economice provocate de om printr-o organizare și gestionare defectuoasă la nivelul administrației publice locale și centrale, de sărăcie, corupție, inflație, discriminări și inechități sociale, de puterea de cumpărare foarte mică a populației, deoarece a explodat prețul la toate produsele, de la cele alimentare, cum am spus, la gaze naturale, petrol și energie electrică și termică, iar veniturile populației au rămas și sunt în continuare foarte mici. Inflația, am mai spus-o și repet, pauperizare, manipularea opiniei publice, care vedem la câte lucruri neplăcute duce, la confruntări în stradă și mitinguri, manifestări, ieșiri în stradă și cu violențe, în plus având în vedere marile interese obscure ale ocultei mondiale și depopulare a planetei, putem să afirmăm că viața omului, pentru că vedeți bine câte am spus, că deja am obosit, respir greu, s-au adunat cam multe și toate sunt efecte negative. Așa că putem să afirmăm că viața omului este în pericol permanent, în mare pericol și se află situată la limita extremă. Oamenii, mulți dintre ei, nu mai pot să suporte situația existentă și asistăm, cum am mai zis, la convulsii sociale și proteste mari în toată lumea, etc. Singur nu poate nimeni să facă nimic. Acum există o posibilitate de a ne ajuta între noi ca să trăim mai bine. Trebuie doar să vrem să fim solidari și să ne implicăm ca să ne organizăm mai bine, pornind de la mediul online, la cel real, ca și societate civilă, atât pentru combaterea catastrofelor naturale sau a celor provocate de om, a sărăciei și a inechităților economice sociale, cât și pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației. În final,
a vieții pe planeta Terra. Că nu ne referim numai la oameni. Situația e gravă. Suferă și plantele, suferă animalele, păsările, suferă mediul, întreg mediu, întreaga planetă. Mama Gaia e supărată rău la cât rău i s-a făcut și se pare că deja nu ne mai suportă. Situația este deosebit de gravă, așa că se impune să fim foarte mulți și să dispunem de capital, să ne organizăm cât mai repede. SOS este un sistem de organizare socială și anume un sistem de ajutor umanitar și reciproc interuman care se dezvoltă rapid la nivel social, pe mai multe niveluri și oferă membrilor săi gratis din start mari avantaje financiare, multiple facilități și sugestii, cât și fără să facă nimeni vreun efort deosebit de mare, un suport financiar de circa, atenție, 300.000 de lei. Da, ați auzit bine. 300.000 de lei la o implicare personală modestă, cât se poate de modestă. O să vedeți, e vorba de câteva ore de lucru ca să găsești trei prieteni care să îi coptezi să vină să-i aduci în sistem și o donație, pentru că sistemul e de ajutor umanitar, să faci un act de caritate, de suflet, să donezi o sumă fantastic de mare. Mare, nu știu câți vor avea. 5 lei. Ați auzit bine, 5 lei. Oricine are 5 lei. Pe stradă, dacă vezi un amărât cât n-ai avea bani în buzunar și ți-e milă de el, scoți 5 lei și îi dai. Am văzut pe cineva care a scos 50 de lei. Persoană obișnuită, nu de la cu bani în buzunar și în bancă conturi pline. A scos 50 lei și a dat la un amărât. Dar nu mă știe că ai nevoie de bani. Că sunt mulți oameni amărți. Mulți care o duc de pe zi pe alta. Mulți care au pensii mici. Alții care n-au putut să găsească un serviciu în sistemul ăsta de capitalism sălbatic, n-au putut să se integreze în societate după dorințele lor, să-și împlinească aspirațiile și n-au bani. Vezi un om fără situație materială, normal că l-ajuți, dai și 50 de lei chiar dacă n-ai, dar 5 lei ce înseamnă? O nimica toată la câte efecte pozitive va produce acest sistem. Însă dacă nu are forță financiară și banii de unde să vină, nu cresc în copac. Banii noi îi vom da prin aceste donații individuale de 5 lei care la nivelul sistemului se vor aduna, vor deveni niște donații colective și foarte multe dintre ele vor merge către membrii care sunt activi, se mișcă repede și nu dorm în papuci. Punctul 1. Prezentarea sistemului. Avantaje, posibilitatea de protecție socială reciprocă, interumană și facilități. Sistemul deja există și oferă un mijloc inteligent și un instrument eficient pentru ajutor umanitar colectiv și reciproc interuman. Prin aceea că oferă avantaje financiare, posibilitatea de protecție socială reciprocă, interumană și facilități multiple și ca atare își propune realizarea unor obiective mari precum 1. Oferă apartenență online la o grupare socială foarte numeroasă și solidară pentru protecție și siguranță, unde oamenii se ajută rapid între ei. 2. Creează un cadru social online pentru ca membrii se poate informa, anunța, atenționa rapid și ajuta între ei, cum am spus și mai sus, în situații de criză. Deci atât că există gruparea, dar se creează și un cadru online, pagină de socializare în care membrii să socializeze. 3. Ajută pe fiecare membru să aibă condiții mai bune de trai prin aceea că oferă soluții tehnice, atenție, soluții tehnice și măsuri administrativ-gospodărești ca să se facă mari economii financiare la încălzirea locuinței. Vedem toți cât de scump e să încălzești în perioada friguroasă de 6 luni, jumătate de an, să încălzești locuința. Noroc că sunt iernile mai blânde prin zonele noastre în ultimii ani, căci altfel era grav. Eu am 430 de lei lunar la o pensie amărâtă de 2150. Deci dau cam mult.
pe încălzire, că la întreținere se mai adaugă și altele. Ajung la 750. Deci cam o treime din pensie se duce pe întreținere, pe faptul că am un acoperit deasupra capului. Mie unuia mi se pare cam mult. Asta e vremurile. De aceea trebuie să ne organizăm, să ne ajutăm ca să trăim mai bine. Astfel, continui, chiar de la intrarea în sistem se oferă un pachet de soluții tehnice care sunt deja testate și verificate în practica curentă și dau rezultate foarte bune, conținute în 4 variante de eficientizare energetică a locuințelor prin îmbunătățirea performanțelor energetice a locuințelor. Variante care în marea lor majoritate sunt ieftine, au prețuri modice, nici nu îndrăznesc să spun acum că se sperie lumea, să zică că mint, poate 50, 60, hai să zic, de lei. E extrem de simplu, să vedeți formă pe pagina respectivă când se prezintă în ce constă sistemul respectiv, acea soluție sau acele soluții tehnice. Deci prin aplicarea de soluții tehnice și de măsuri administrativ-gospodărești, care aplicate chiar și parțial aduc mari economii lunare la consumul de energie termică pentru încălzirea unei locuințe cu 3 camere, de exemplu, la concret au fost economii de circa 2100 de lei pe care le-am făcut eu în 6 luni. Asta înseamnă 450 de euro pe 6 luni. Am văzut un anunț la ziar în care se vindea un autoturism cu prețul ăsta, un Opel Astra, second hand, normal, dar sunt bani grei. Economie, atenție, deci practic banii ăștia sunt ca banii intrați, dacă nu îi dai, rămân în buzunar. Banii intrați în buzunar, că rămâi cu ei. Deci economie calculată, asta a fost la nivelul anului 2015, când am avut eu, am aplicat soluția la mine în apartament și la mama în apartament. A produs rezultate foarte bune. Și atunci prețul la gaze era mult mai mic și nu explodase ca acum. 4. Oferă sugestii pentru sănătate, terapii naturiste și holistice. Vedem ce înseamnă când te duci să-ți vâre acul. Îți vâre acul în cabinet și după aia moare omul subit pe stradă. Asta este, nu fac propagandă împotriva științei și a medicinei, dar se întâmplă foarte multe ciudățenii în ultima vreme. 5. Oferă îndrumare pentru dezvoltare personală prin cursuri online. 6. Oferă posibilitatea de a publica gratis oferte de vânzare, cumpărare sau cereri la un ziar online de publicitate. 7. Oferă posibilitate de intrare într-un club online, grupul de la București. 8. Oferă posibilitatea de a obține sume mari de bani, și anume, doar celor care doresc să se implice ca să primească o sumă mare de bani în timp relativ scurt de 30 până la 60 de zile. Nu glumesc, fiți foarte atenți la ceea ce urmează acum. Deci acestora care se implică, li se oferă posibilitatea de a beneficia de un ajutor umanitar financiar în valoare totală de circa 300.000 de lei, adică asta înseamnă circa 60.000 de euro. Bani care pot fi primiți ca și donații colective în cadrul sistemului de ajutor umanitar, sistem care se bazează pe donații individuale, benevole și unice de 5 lei, doar 5 lei, care pe numărul mare de membri participanți și mai ales pe viteza mare, se bazează pe numărul mare de participanți și pe viteza mare de circulație a banilor. Deci sistemul se bazează, ca să se rețină bine, pe această donație benevolă, individuală, unică, la intrare în sistem de 5 lei, pe numărul mare de participanți și pe viteza mare de circulație a banilor. Cam ce, în cât timp să strâng 60.000 de euro? Ce trebuie să facă un om să muncească, ce salariu să aibă ca pe lângă cheltuielile curente să poată să mai și strângă 60.000 de euro? Și o să vedeți mai încolo în ce condiții și cum. Un membru din sistem poate să primească această sumă de bani după ce intră într-o listă de participare pentru donații colective, unde fiecare membru nou intrat își formează propria echipă de lucru.
prin aducerea în sistem a încă 3 noi membri. Deci intri în acest sistem și nu lucrezi pentru alții, lucrezi pentru tine. Îți faci o echipă de participare de lucru, echipă de lucru, de participare în sistem, și această echipă care vine din urma ta se formează, se multiplică și în final de aici, din echipa asta, îți vor veni donațiile individual făcute de fiecare membru, dar la nivel de sistem și de echipă vor fi colective și vor însuma suma de 300 de mii de lei. Lista conține 10 poziții și membrii noi intră pe ultima poziție, și anume pe poziția 10, de unde vor fi avansați pas cu pas, treaptă cu treaptă, de seriile de noi membri care intră în listă, în lista sistemului, și care vin din spate. Vor fi avansați până la poziția 1, care e poziția de lider. La această poziție de lider se primesc donațiile colective pe care le fac cei care așteaptă pe poziția de așteptare să intre în sistem, și care în momentul când un membru care a intrat pe poziția 10 a avansat pe 9, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1, când a ajuns pe 1, în spate pe poziția de așteptare vor fi 50, 49, 049 de membri, pentru că fiecare aduce câte 3, deci eu aduc 3, următorii 3 aduc și ei fiecare câte 3, 9, 9 fiecare câte 3, 27, câte 3 și așa mai departe, 3 la puterea 10, deci pe 3, pe 10 trepte, înseamnă 59.049 de membri vor aștepta pe poziția de intrare să intre. Și ca să intre, vor face acea donație, e benevolă, nu e obligat nimeni, cine vrea face această donație să intre în sistem. Dar este o donație de 5 lei, care 5 lei înmulțit cu 50, 90, 60 de mii de membri, înseamnă 300 de mii, circa 300 de mii de lei, adică 60 de mii de euro. Socotind așa, în viteză, 5 la curs de schimb, 5 lei pe euro. Încă parcă nu e atâta, dar nu se știe, ajunge curând, dacă n-a ajuns chiar, că n-a mai văzut cât e cursul în ultimul timp de schimb valutar. Dacă fiecare membru nou care intră în lista de participare a sistemului la poziția 10 își formează rapid o echipă proprie de lucru, activă, deci de oameni care își aduc și ei mai departe fiecare câte 3 persoane, dinamică și puternică, aducând în sistem doar 3 persoane, repet, și ele vor fi la fel, aceste persoane vor fi la fel de active și vor aduce iarăși și ele câte 3 și acestea vor aduce și ele fiecare câte alte 3, tot așa mai departe, cum am explicat și mai înainte, se multiplică rapid, adică pentru că în sistem sunt 10 trepte pe care le parcurge avansând de la poziția 10 la 1, atunci se vor aduna 3 ori 3 mulțit prin însuși de 10 ori, 3 la puterea 10, 59.049 de persoane care așteptă să intre, repet, ca să se rețină în sistem, și pe poziția de așteptare, ca să intre acolo, li se dă un nume de la cel care este lider, a ajuns lider, pe poziția 1, să doneze 5 lei ca să intre în sistem. Și aceste donații individuale se însumează pe cei 59.049 și dau în total circa 300.000 de lei, bani pe care îi primește liderul de la poziția 1. Principiul de funcționare al sistemului. Chiar dacă banii sunt puțini, dacă găsim o metodă prin care să mărim viteza de circulație a banilor, cum e cazul ăsta, pentru că toți oamenii trebuie să se miște repede. În 24-48 de ore, rapid, a intrat în sistem, trebuie să găsească 3. Următorii 3 și în maxim 48 de ore găsesc fiecare câte alte și așa mai departe. Viteza este totul, numărul mare și viteza de circulație plus donația individuală. Ăsta e secretul. Astfel încât să-i facem să circule, deci viteza mare de circulație a banilor, astfel încât să-i facem să circule rapid, atunci vom trăi cu toții mult mai bine. O să vedeți mai departe de ce. Există acest sistem de ajutor umanitar și reciproc interuman, care este cinstit, corect, moral și perfect legal, care ne poate ajuta pe toți ca să trecem cu bine peste situația actuală deosebit de grea și să ne îmbunătățim condițiile de trai. Circulația rapidă a banilor în sistem se poate produce prin crearea rețelei proprii de donatori.
adică prin invitarea să intre în sistem a unor persoane ambițioase care au nevoie de bani pentru că au proiecte de rezolvat, sunt oameni de acțiune și ca atare se mișcă repede, nu dorm în papuci. Cei care dorm în papuci deja se autoexclud. Mulți oameni care au o situație grea și ca atare au nevoie de ajutor. Da, am greșit. Mulți oameni au o situație grea. Scuze, eu ca să fiu mai concis, să nu bat câmpii, să nu sar de la una alta, citesc efectiv din textul care e pe blog, care o să-l aveți ca link atașat la video. Pentru că sunt mai adunat în expunere, mai precis și mai concis dacă citesc. Dar mai înfug ochii la prunter. Mulți oameni au o situație grea și ca atare au nevoie de ajutor. Viața noastră a tuturor este în mare pericol, așa că se impune să ne organizăm și ca atare să fim foarte, foarte mulți și să dispunem de capital financiar. Încă nu este prea târziu, soluții pentru suport și ajutor social și proc există, iar celor care se implică și se mișcă repede, repede li se oferă în plus, în mod cinstit, corect, moral și legal, reiau aceleași expuneri și așa, chiar și posibilitatea să obțină în circa 30-60 zile prin donații individuale, care la nivelul sistemului devin colective, un suport financiar pentru mărirea speranței de viață, pentru supraviețuire sau pentru realizarea unor proiecte de viitor personale. Ori posibilitatea ca prin utilizarea unei părți din donațiile primite să inițieze împreună cu alți membri din sistem niște activități economice profitabile care vor fi recomandate sau nu de sistem în societăți comerciale care vor fi recomandate de sistem sau le vor pur și simplu vor fi alese, vor fi făcute la inițiativa unor membri din sistem sau individual, activități prin care să contribuie la creșterea, în final, la creșterea economică a României și apoi din profitul care îl obțin, pentru că dacă sunt activități profitabile, pot să contribuie benevol, reintrând ciclic în sistem, repet, benevol, intrând ciclic în sistem, pentru menținerea sistemului în stare de funcționare pe termen lung, ca să nu se blocheze, pentru că mulți nu se vor mișca repede și atunci ramura unor persoane care nu se mișcă sau nu mai aduc membrii în sistem, acolo se întrerupe. Și pentru asta este nevoie ca întotdeauna să se reactiveze sistemul ciclic pornind de la capăt și să producă efectele care sunt prezentate aici pe text. Susținerea financiară se face prin donații individuale, care la nivelul sistemului devin colective, repet, același ca un leitmotiv, aceleași idei, și vor însuma în total circa 300.000 de lei, adică 60.000 de euro, sumă pe care o poate primi un membru activ care se implică și se mișcă repede. Repet că prin repetație se reține. Dacă se repetă, atunci se reține, doamne, da, trebuie să mă mișc rapid, trebuie să mă implic, fac donația de 5 lei, aduc 3 persoane, în 4-5 ore am rezolvat-o, dacă nu, cumva chiar și mai repede, că internetul micșorează distanțele și apropie oamenii. Practic se poate și într-o jumătate de oră, dacă nu, în 4-5 minute să găsești 3 oameni și să le transmiți aceste materiale care nu trebuie să le scrie nimeni, ele sunt deja materiale, trebuie doar să le difuzezi. Scopul SOS este acela de a ajuta un număr mare de persoane ca să obțină prin donații individuale care devin colective, repede la nivelul sistemului, un suport financiar care să permită apoi, prin activități economice rentabile, să conducă la o acumulare a banilor la polul sărăciei, pentru realizarea unui echilibru financiar echitabil în societatea românească. Este o activitate de ajutor umanitar efectuat prin donații colective, făcute individual de oameni cu suflete caritabile, ca și o expresie a liberei voinței de acțiune. Deci,
pentru și asta, pentru ajutarea populației țării noastre aflată într-o situație locală și internațională grea de criză. Mă refer la țara noastră, că se află într-o situație locală și internațională grea de criză. Economică, energetică și financiară, generată printre altele pandemia de COVID și războiul din vecinătatea țării noastre și nu numai de asta, pentru că noi suntem în criză de 32 de ani. În final, sistemul reprezintă un demers caritabil combinat cu dorința de câștig. Demers caritabil combinat cu dorința de câștig. Faci un act de caritate și te implici personal și după aceea, în final, vei primi, vei avea niște avantaje și suport social și suport financiar prin primirea acelei sume mari de 300 de mii de lei. Deci, în final, sistemul reprezintă un demers caritabil, repet, combinat cu dorința de câștig și de implicare personală, pentru ca și personal și la nivel social societatea românească să devină una prosperă. Cine își formează o echipă proprie de lucru puternică și activă va fi avansat în lista de participare în sistemul pentru donații, rapid, în circa 30-60 de zile, la poziția 10, de la poziția de intrare, la poziția 1 de lider, în care va primi donațiile colective. În caz contrar, lanțul se întrerupe și trebuie reluat ciclic de la capăt în etape multiple. Astfel încât persoanele care nu au primit donațiile pot să reintre în sistem pe o listă nouă, de cele care n-au primit donații pe o listă nouă, dacă s-a întrerupt sistemul, intră pe o listă nouă, direct pe poziția 10, fără să mai doneze 5 lei, că au donat o dată și s-a rupt lanțul, pentru că au donat o dată, deci nu mai donează. Iar cei care au primit donațiile pot, dacă doresc și este recomandabil, să se intre în sistem utilizând bani care se obțin în special din acele activități economice profitabile, ca să doneze din nou 5 lei, vor intra de mai multe ori, ca să-i susțină financiar pe cei care nu au primit donațiile. În final, sistemul poate să fie ca o roată între colegi la servicii. E interesant, nu? Însă nu obligă pe nimeni să restituie banii. La roată venea data, dădeai banii. Aici nu e nimeni obligat. Dacă omul n-a reușit sau a avut prea multe goluri de umplut cu bani, prea multe nevoi financiare, și n-a reușit să strângă, să acumuleze bani și n-are de unde să dea, foarte bine să se folosească de bani, să fie sănătos, nu-i cere nimeni banii înapoi. Scurt. Dar alții care vor face profit, aceia care nu se vor declara, nu vor declara situații de insolvență, aceia, prin faptul că totuși omul are o conștiință, poate să zică, domnule, am primit niște bani, dar acum de ce să nu-i dau să funcționeze sistemul, să ia bani și cei care pe ramură lor s-a rupt firul, cum se spune, s-a rupt rețeaua și nu au ajuns să primească, să ajungă să fie promovat până la poziția de lider unde să primească donațiile. Deci totul rămâne la latitudinea fiecăruia, nu există forțare, aici e democrație perfectă. E puterea poporului aici, și anume dacă a obținut un profit foarte mare de bani. Din banii primiți poate să restituie banii în rate, adică este un act benevol și caritabil, care aduce în același timp și un profit mare celor care se implică. O să vedeți mai departe că revin cu ideea, dar o extind. Mai vin cu lucruri în plus. Pentru evitarea blocării sistemului este necesară o cooperare strânsă între membrii SOS pe reperele de suport pentru protecția socială interumană puse la dispoziție de sistem precum clubul sistemului și pagina de socializare a sistemului, unde acolo cei care nu au intrat socializează și creează din nou, pornind de la zero, lista de participare în sistem, nu mai dau bani, că am intrat odată pe poziția 10, reintră din nou pe poziția 10 și pun în față 9 membri, reiau
se poate și de pe internet, de la persoanele care au nevoie de ajutor financiar. Deci pun 9 persoane în față cu nume, prenume, contul bancar și pe poziția 10 se trece cel care reintră în sistem pentru că ramura lui s-a rupt și nu a ajuns să-și ia bani. Deci trebuie o cooperare între oameni. Nu există un administrator. Fiecare, pe reperele pus la dispoziție, conlucrează oamenii între ei și își fac datoria, își achită sarcinile și își fac și interesul. De ce nu? Că interesul poartă fesul. Repet că sistemul este de ajutor umanitar. Reciproc între oameni. Făcut sub formă de donații colective, este animat de circulația rapidă a banilor în sistem și de investițiile rentabile care fac posibil faptul ca sistemul să nu se întrerupă și să funcționeze perpetu, încât o persoană să aibă posibilitatea și capacitatea financiară să intre în sistem de mai multe ori după ce se folosește de banii primiți și astfel să doneze din nou câte 5 lei din sumele primite și înmulțite prin investițiile rentabile care spre care vor fi îndrumați de sistem să le facă, așa încât toți membrii să aibă șansă ca să primească donațiile. Dacă mai dau câte o bâlbă, îmi cer scuze. Da, pe scurt, sistemul se bazează pe donații individuale de 5 lei, repet, care devin colective, pe multiplicarea rapidă se bazează sistemul, a membrilor sistemului, pe viteza de circulație a banilor, donezi 5 lei și mai aduci repede în 24, maxim, hai să zicem 78 de ore, maxim 3 membri noi în sistem. Deci, în concluzie, atenție aici, mare atenție. Sistemul este genial. Nu asta era ideea pe care ați făcut de atras și pe ce urmează acum. Deoarece, da, e genial. Nu neg, este. Dar fiți atenți la ce urmează. Deoarece ca și o inginerie financiară oferă un mijloc inteligent și un instrument eficient prin aceea că este gândit ca să ofere ajutoare umanitare sub formă de donații colective, să acorde de fapt, atenție, credite, niște credite fără dobândă. Oh, credit fără dobândă? Unde s-a pomenit? Și acum atenție, care în plus sunt și nerambursabile. Oh, pe ce aici ai uie? Uie de țepe, că e nerambursabil și dă din părți. Doar zice, dar de dat mai puțin. Și nu numai că e un credit fără dobândă și nerambursabil, și neimpozabil. O să zică cineva, bă, stai așa, stai, că nu se poate. Deja încălcăm legea, nu? Nu încălcăm legea, conform legii. Sistemul de donații colective funcționează ciclic în mai multe etape și serii. Deci în etape și serii de atribuire a donațiilor și anume 5 serii la număr, după 5 serii deja șansele sunt mari să se blocheze și trebuie reluat de la capăt. Care fiecare în parte poate să promoveze fiecare serie, cam 121 de membri pe poziția de lider în lista de participare, acolo unde se primesc donațiile colective totale de circa 60.000 de euro. Vorbesc în euro, dar în lei 300.000 de lei, că toți donează lei. Iar etapele se reiau apoi ciclic de la capăt, în mod perpetu, prin cooperarea între membrii pe pagina de socializare și la club. Revin și menționez faptul că pentru menținerea forței financiare a sistemului se recomandă ca după ce au primit donațiile colective și au înmulțit banii prin mijloacele puse la dispoziție de sistem, membrii respectivi să mai reintre din nou în sistem pe liste, aparținând unor etape noi, însă doar ca și membrii donatori, nu și ca primitori de donații, adică fără să-și mai treacă datele bancare și doar să doneze 5 lei, necesar ca donația la intrare, cât și faptul că aceste donații să fie considerate ca un credit fără dobândă, care în plus este nerambursabil, însă nu exclude posibilitatea reintrării din nou în sistem ciclic de mai multe ori a membrilor care au primit donațiile, astfel încât
prin acte de caritate benevole, să susțină financiar sistemul în funcțiune ca să se poată face donații respective către toți membrii din sistem. Deci nu e obligație, dar cei care deja ajung de să scaldă în bani, scuzați expresia, pot să dea înapoi pentru că au luat un credit mare fără dobândă. El era nerambursabil din stat, nu obligă. Dar dacă ai bani în buzunar și ei se multiplică chiar și când dormi, că afacerea merge, poți dintre aia să mai dai câte 5 lei școlea, școlă, să astupi niște găuri și sistemul să-l menții în funcțiune. Și asta sunt convins că vor face mulți oameni. Pentru că mulți oameni vor fi fericiți datorită acestor reguli pe care le-a stabilit sistemul. Repet și menționez faptul că în final toți cei care se implică în mod activ, dacă își vor forma echipe de lucru puternice și care se vor multiplica rapid în înmulțirea numărului 3 cu el însuși de 10 ori, adică 3 la puterea 10, vor primi donațiile colective din sistem când vor ajunge pe poziția de lider, la poziția numărul 1. Însă vor fi și situații în care se vor întrerupe. Vor reintra alte persoane care vor căuta să acopere golurile și deficitul care apare în anumite ramuri. Însă, spun, chiar dacă anumite persoane vor rămâne și nu vor putea că li s-a blocat ramura pe care este, oricum, atenție, oricum, toți membrii din sistem vor fi în câștig și nu în pierdere, deoarece toți cei care fac actul de caritate prin donația de 5 lei și intră în sistem, în momentul în care intră, vor beneficia gratis de multiple avantaje și facilități care le-am prezentat mai sus. Sunt o serie întreagă de bani care vin lunar, 2100, la nivelul 2015, 2100 de lei erau economiile la încălzire și altele care vor apărea facilități și avantaje în sistem. Acest sistem este bine gândit ca și exercițiu financiar, căci cine mai dă astăzi credite? Cine mai dă? Încă atât de mari, fără dobândă și fără obligația de a restitui banii. Fără obligație. Pentru că sunt oameni de suflet și sistem de ajutor umanitar, se fac acte de caritate, normal, când va fi va sta grămadă prin ușorului de bancă, va zice, dau înapoi în sistem, că asta e sistemul e al nostru, e popular. Aici e, cum ziceam, democrația, puterea poporului. Hai să o menținem în funcționare. Deci, cine mai dă astăzi credite atât de mari, fără dobândă și fără obligația de a restitui banii? Lăsând totul la latitudinea și posibilitatea fiecărui membru, în parte, fiind doar un act caritabil și benevol. Cine? Nu știu, eu n-am mai auzit. Însă un membru, după ce a cotizat prin donații succesive, astfel încât a restituit creditul primit, deci dacă a cotizat prin donații succesive, încât a restituit chiar tot creditul, în câțiva ani, 10-15 ani, a dat cu 5 lei colo, 5 lei colo, s-au făcut 300.000 de lei, a restituit. Poate să reintre din nou în sistem și să-și treacă pe lista de participare date ale sale bancare ca să primească din nou donații colective. Poate oricând să reintre în sistem pe mai multe liste, chiar de la început, poate să intre pe mai multe liste, dar pe o singură poziție din listă. O singură poziție, nu să se treacă pe 7 poziții din listă, el cu același nume, poate să treacă copiii, nepoți, nepoate, care cotizează și ei sau îi trece pe cele 9 poziții din față, pentru că el a reintrat pe poziția 10, fiind deja achitat ca obligația aceea, să zicem, de suflet, să facă actul de caritate, că a dat deja 5 lei donația, dar s-a rupt firul pe ramura lui. Intră pe poziția 10, dar în față trebuie să aibă 9 inși. Ia de undeva, nu știu. Nepoți, nepoate, copii, pune acolo tot ce are. Că trebuie să fie cineva în față, nu poate să lase linie. Ori dacă nu este... deci să revin. Dar poate să apară și simultan pe o singură poziție în liste diferite, în care a intrat din nou prin donații diferite de 5 lei.
Ori dacă este un inițiator, cum am spus, de etape noi în sistem, la începutul unui nou ciclu, cu condiția să treacă pe lista de participare din oficiu alți 9 membri, ceilalți 9 de la poziția 1 la 9 din fața lui, ca să completeze cu el inclusiv cele 10 poziții din lista. Ajutor umanitar. Acum atenție! Pentru că este conform legii și trebuie să înțelegem foarte bine, am să spun că ajutorul umanitar este legal, acceptat și susținut. Deci nu este o evaziune fiscală. Făceam pauză mare că nu mai aveam cuvinte la mine. Nu mai venea termenul de evaziune fiscală. Asta vreau să zic. De-aia tot căiam și mă bâlbâiam și făceam pauză. Nu este evaziune fiscală, fraților. Ajutorul umanitar este legal, acceptat și susținut de statul român conform legii 78 din 2014, articol 2, aliniat 2, în sensul dezvoltării mișcării de voluntariat la nivel local, național și internațional. Vezi, aici există un link. O să-l vedeți pe pagină, intrând în pagina de blog, prin linkul care va fi atașat sub video. Pentru ajutor umanitar, vezi aici consensul european privind ajutor umanitar, la fel e un link. Principiile prevăzute în dreptul internațional, vezi aici, este un link. Iar donațiile personale făcute ca și o expresie a liberei voințe de acțiune sunt perfect legale conform codului civil. Din 2009, capitolul 2, secțiunea 1, articolul 1011, alineat 4, parte integrantă din legea 287/2009. Vezi aceleași capitole. Capitolul 2, secțiunea 1, articolul 1011, aliniat 4. Și sunt date linkurile care duc la pagina respective din codul civil și din legea 287 din 2009. Și, atenție, sunt neimpozabile. Aici e treaba cu evaziunea fiscală. Cum neimpozabil? Că e banul de la stat. Neimpozabil. Pentru că este conform donația, conform codului fiscal pe 2023, articolul 62, aliniat A. Aliniatul A se referă la acțiunile ajutorul umanitar, dar aliniatul P se referă strict la donații. Deci sunt neimpozabile conform codului fiscal din 2023, aliniat P, articolul 62, aliniat P. Așa că nu aduc complicații birocratice și pierdere de timp prețios pentru completarea unor formulare complicate și de stat la cost mari, la ghișee, la administrația financiară. Vezi aici, ca nu cât faptul că mergi să plătești o taxă. Nu asta. Problema e când ajungi acolo, te apucă nebunia. Stai la cost, ia biletul de la aparat, stai, du-te. Plată online se mai face și la aparat. E cam complicat. Dar în situația asta, donațiile, repet, sunt perfect legale, sunt credite ca și niște credite fără dobândă, nerambursabile, neimpozabile. Mai departe. Există, de ce am spus, nu aduc complicații, nu stăm la cozi, este și un link care face trimitere la pagina respectivă din codul fiscal. Repet că tot sistemul de ajutor umanitar și de mărire a vitezei de circulație a banilor se bazează atât pe un calcul matematic prezentat mai sus, 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3, deci 5 ori 5, stop, am obosit, numărul de membri sunt 3, scuze, deci 3 ori 3 ori 3, 3 la puterea 10 și donația e de 5 lei, deci numărul mare de membri, aproape 60.000, făcând donația individuală de 5 lei, așa se ajunge la suma de 300.000. Deci ăsta e calculul matematic. Asta spune calculul matematic, clar. Care donația individuală devine colectivă la nivelul sistemului, cât și
Sistemul se bazează deci pe donația individuală, se bazează pe munca în echipă și nu depinde de noroc. Aici nu e joc, nu e loto, nu e luz în plic, nu e altceva, ci doar de fiecare membru depinde, doar de fiecare membru parte și de echipa sa proprie de lucru. De ce de fiecare membru? De fiecare membru depinde cum își alege oamenii. El își alege trei oameni. Dacă alege trei oameni care sunt de acțiune și puternici, cu sânge în instalație, și ei vor aduce fiecare alți câte trei și vor lua tot oameni puternici și ei lua la fel oameni puternici și în final ajung la 59,049 sau cât era acolo, 60.000 aproape de membri care vor face donația. Deci fiecare membru nu depinde de noroc, ci doar de fiecare membru în parte și de echipa sa proprie de lucru. Mi-a distras atenția că am primit un mesaj pe telefon. Așa. Adică, de cât de bine își alege persoanele care să fie invitate să intre în echipa proprie, repet, în sistem, încât acestea să fie, aceste persoane să fie toate oameni de acțiune, nu persoane inactive, oameni cu sânge în instalație, nu oameni care dorm în papuci, deoarece după multiplicarea rapidă a acestei echipe se primesc donațiile colective. Echipa pe care fiecare membru nou intrat în sistem începe să o formeze aducând în sistem alți trei noi membri, care apoi se multiplică singuri și repede, dacă sunt activi și anume, oameni de acțiune, se multiplică, dacă nu s-a rupt firul și nu se mai primesc banii. Un exemplu concludent. La loto cotizează milioane de jucători și la extragerea din urnă, hazardul va decide care vor fi cei câțiva câștigători norocoși. Unii jucători pasionați cotizează lunar de mulți ani cu foarte mulți bani în speranța că vor câștiga odată și odată și își vor recupera măcar banii pierduți, dar mulți nu au câștigat niciodată. Unii au mai luat mărunțișuri pe aici pe acolo ca să îi încurajeze, alții au luat chiar și mai mult. Dar funcție de noroc. Însă aici, în acest sistem, nu norocul, în acest sistem de ajutor umanitar, se fac donații personale mici de 5 lei, nu ca la loto, chiar nu știu cât dai la loto pe un bilet sau la luz în plic, dar bănesc că mai mult. Deci 5 lei se face donația de 5 lei, nu donații mari sau foarte mari, care prin donațiile colective numeroase din sistem devin foarte mari și conform calculului matematic prezentat mai sus și datorită regulilor stabilite de sistem, toți membrii care își formează o echipă proprie de lucru activă și puternică, care se mișcă de membrii care se mișcă repede, au șanse mari să primească ca donații circa 300 de mii de lei, adică am zis circa 60 de mii de euro, în 30 până la maxim 60 de zile. 9. Ca și un obiectiv important, se face recomandarea ca majoritatea dintre cei care primesc ca donații colective suma de 300.000 de lei, 60.000 de euro, să devină acționar la o mare societate comercială pe acțiuni puternică și prosperă, cu o participare la capitalul social de 5.000 de euro din cei 60.000 primiți ca donații colective, societate care le va oferi un venit anual suficient de mare pentru ca apoi să poată să reintre ciclic în sistem în mai multe etape, încât să susțină financiar sistemul ca să facă posibilă continuarea lui și în plus să contribuie la susținerea socială economică a tuturor cetățenilor țării pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de trai. Normal, dacă sunt multe societăți prospere care au profit și plătesc taxe și impozite. Normal că toate astea se vor regăsi în final, că din impozite se plătesc și către populație anumite ajutoare și alte lucruri din banii care se strâng la bugetul local sau bugetul de stat. Deci dacă bugetul local și de stat este full, este plin, normal că și populația va trăi mai bine. Ținând cont de faptul că o serie poate să dureze 30 de zile până la primirea donațiilor de către liderul ei și de faptul că vor fi cam 121 de membri, apreciez eu, pe o etapă care primesc donațiile de în circa 150 de zile,
circa 300 de 300 de zile pe an, cât și faptul că pot să fie inițiate mai multe etape simultan, chiar și 10 etape, apreciez că în 5 ani de zile vor exista cam 14.000 de membri care vor primi donațiile. Deci în 5 ani vor fi 14.000. Asta dacă se pleacă pe o ramură, să zicem, pe o singură variantă, dar pot fi mai multe variante sau mai multe etape care să pornească succesiv. Și dacă asta se înmulțește, să zicem, pe 10 sau 20 de etape și care se învârt ciclic toate, deci deja ajungem la 140.000 de oameni, putem să ajungem la 1.400.000, pentru că toată treaba se învârte ciclic, se învârte în cerc. Și prin viteza mare de circulație a banilor, acești bani trebuie să circule pe la toți oamenii, cum am explicat eu în alte prezentări anterioare, ce înseamnă viteza de circulație mare a banului, cu acel neamț care s-a dus în Irlanda la un hotel și a lăsat 100 de euro la recepție și până să se întoarcă, ca cel întâi să vadă camerele, până se întoarcă, suta aia a circulat prin tot orașul și a plătit toți datoriile, s-a întors înapoi, neamț a zis, bă, nu-mi place, vreau să plec, dăm banii înapoi, a dat banii care să se garanție cât a fost să vadă camerele și a luat suta, deci cu suta aia și a plătit toți datoriile. Deci asta înseamnă viteza mare de circulație a banilor. Și tot în alte prezentări am arătat și cum se face că se intră cum am prezentat eu, de un club, când mai mulți membri din club au pus banii, că era un club de oameni mici scăpătați ca afaceri, au pus toți mâna de la mână, au dat bani la unul dintre membrii clubului, el a făcut niște afaceri mari, a progresat, s-a îmbogățit, a adus de a plătit datorii, a dat bani la altul și ăla s-a îmbogățit, a venit la plătit datorii, a dat la altul, dar și mai departe clubul care era al micilor întreprinzători a ajuns în final clubul marilor întreprinzători. Deci la nivel social toată lumea beneficiază când apar niște rulaje de astea mari și niște încasări mari. Dar când toată lumea stă și se uită în pungă și punga e goală, atunci e jalnic. Deci am zis că vor exista circa 14.000 de membri care vor primi donațiile în 5 ani și care vor deveni acționari la acea societate comercială participând cu 5.000 de euro. 14.000 cu 5.000 de euro, astfel încât societatea va avea în final un capital social de 70.000 de euro. Opa! E o societate bună cu 70.000 de euro. Are un bun început. Și printr-o bună administrare va putea să devină puternică și prosperă și să ajute foarte mulți oameni să trăiască bine, mult, mult mai bine la nivel social și întreaga economie, când vor fi societăți care vor fi cu motoarele turate la maxim și vor aduce profit mare la societate prin rulajele care le fac și prin business-ul care îl face. Normal că și statul primește niște impozite bune din care toată lumea, pentru că PIB-ul va crește, toată lumea o va duce mai bine, inclusiv moneda națională se va întări pentru că vor fi exporturi, coșnița zilnică, cum se spune, import-export, balanța de plăți va fi în favoarea noastră pentru că vom avea mai mulți bani de încasat decât de dat. Important este să începem să facem activitate economică rentabilă, profitabilă, de pe poziții de egal cu ceilalți, de poziții de stat în patru labe și cu capul în pământ și să ascultăm doar ce ni se spune de la Bruxelles. Însă deoarece sistemul se poate relua ciclic, repede, de la capăt, de foarte multe ori, în foarte multe etape, fapt care chiar se recomandă ca să nu se blocheze sistemul, atunci numărul membrilor care vor primi donațiile va fi foarte mare, cum am spus mai devreme, nu 14.000, va fi foarte mare. Și astfel, teoretic, va tinde la limită să egaleze numărul de donatori. Nimeni nu pierde și nimeni nu câștigă. Nimic nu se pierde și nimic nu se câștigă, ci doar totul se rotește ciclic. Însă, deoarece foarte mulți membri nu vor restitui banii primiți, aceste sume de bani,
vor intra în insolvență, am mai spus, își vor acoperi niște necesități mari cu banii ăia, face omul o casă, canare, știu eu ce își mai cumpără, își mai mobilă, alea, nu mai are bani să dea. Bun, nu e problemă, nu îl obligă nimeni, nu vin portare la piață, nu vin executorii să-l execute silit. Nu are bani, nu are de unde să-i dea. Nu vor situi banii. Aceste sume de bani vor fi acoperite cu o parte din câștigurile obținute din investițiile făcute de membrii din sistem care au ajuns să facă prin acele societăți comerciale mari afaceri și să înmulțească banii. 10. Un alt obiectiv, ca și o idee care poate să fie interesantă pentru mulți oameni, se referă la amenajarea, atenție, de așezăminte sociale rurale ca și comunități sociale retrase în zone subcarpatice frumoase, unde să se construiască la costuri mici locuințe confortabile în gospodării individuale sau colective, care să dispună atât de grădini, de legume, zarzavaturi, am mai zis eu parcă, cât și de livezi cu pomi, fructiferi, păsări, capre, de ce nu capre, brânza de capre e foarte bună, stupi, ciupercării, bazine de pește, etc., la câte lucruri nu se pot face, plante medicinale, fructe de pădure, pentru asigurarea necesarului de consum propriu de produse bio. Produse bio, frate, că mergi la magazin, am fost eu să cumpăr morcovi. Mirosea cam nasul ăla, de, bă, ce miroase, au dat ăștia pe jos, pe aici, au pus și în magazin. M-am băgat cu nasul ăla, dar am luat un morcov. Mirosea de, i-am aruncat că umplusem în punga acolo, băgasem vreo 10-15 morcovi. I-am aruncat la loc, mâncați-i voi pe ăștia cu DTT. Deci la magazin nici nu știm ce luăm de la supermarket, nici cei care procesează produsele. Știu ce analize fac, cum fac, că nici ei nu știu ce a pus agricultorul în ele și ce azotație a băgat, ce chimicale, ce pesticide și altele se regăsesc în produsul acela agricol care devine produs alimentar și ajunge în crătița omului și nu știe formă de ce-l doar rinichi, de ce-l doar ficatul sau are alte probleme cu inima, mai știu eu cu ce, sistemul respirator. 11. Sistemul propune ca și un proiect de viitor construirea unor pensiuni turistice în stil timeshare, cu participarea la cumpărarea unei locuințe într-o stațiune turistică de către mai mulți clienți, fiecare având dreptul să petreacă în ea într-o anumită perioadă a anului. Deci se cumpără timpul, nu clădirea, nu imobilul, timpul. Și deci are dreptul să locuiască o anumită perioadă a anului și un interval de timp proporțional cu suma achitată. În plus, poate să facă schimb de locuință cu alt proprietar de timeshare din altă zonă turistică ca să nu se plictisească petrecând concediile mereu în aceeași zonă și să vadă mereu alte zone. Așa, dacă face schimb, cel care are o casă, o proprietate, o vilă de vacanță, se duce mereu la aceeași vilă, aia e vila, aia e localitatea, acum cunoaște toate pietrele, toți pomii, cunoaște toți vecinii. Ce să vadă? Se plictisește la un moment dat. Dacă face schimb, e altceva, nu? Mi se pare interesant. Practic, se cumpără dreptul de proprietate într-o anumită lună a anului, pe o anumită perioadă, 7, 10, 12, 14, 21, 31 de zile, nu imobilul, și se pot face schimburi de perioade identice de timp în fiecare an cu alți proprietari din alte localități. 12. Se mai propune construirea unor pensiuni gen cămine pentru bătrâni în zone pitorești, cu posibilitatea de a schimba zona ca la timeshare, însă în fiecare trimestru sau semestru, să zicem, că dacă e prea repede la trimestru, semestru, că să schimbe anual dacă bătrânul are 90, în câte zone îl prind de la 90 de ani, cât mai trăiește, nu se știe, Dumnezeu să-i dea zile multe peste 100. Deci să schimbe mai repede mediul ca să vadă mai multe locuri, să simtă mai bine și la munte, și la mare, și la câmpie, și la deal. 13. Alt obiectiv ca și propunere necesară constă în amenajarea unei clinici holistice. Clinica holistică, există link, România, portal, club și clinica holistică, la fel există link, o să-l vedeți pe pagina definitivă care este, sau intrând sub video, accesând linkul care duce la textul pus pe blog. Pentru mai multe informații, accesează România Portal Club, la fel linkul. 14. Propune asocierea membrilor într-o colectivă agricolă care cultivă și desface prin lanț propriu de aprozare produse bio,
atenție, bio. Asta e direcția pe care trebuie să mergem. Dar nu putem să așteptăm să facă agricultorii, să facă fermierii din proprie inițiativă, pentru că mulți vor să scoată profit și atunci mai bagă azotat de amonă, nu bagă îngrășământ de ăsta de la animal natural, bagă îngrășământ chimic. Și a 15. Propune asocierea în amenajarea și exploatarea de ferme piscicole și în crearea unei mici flote de mini-pescadoare, de ce nu, pentru pescuit în Marea Neagră. Vor fi multe idei. Sistemul e deschis și pentru alte idei. Important e ca noi să formăm cu toții o mare familie. Democrația, puterea poporului. Hai să fie democrație.